În fiecare weekend la Târgul Auto de la Târlungeni se adună sute de clienți cu autoturisme de vânzare și alte sute de vizitatori. Administratorii parcului sunt optimiști în privința activității de aici și se gândesc chiar la modernizarea acestuia, în ciuda taxelor și timbrelor de mediu care afectează vrând nevrând vânzările. Piața a ajuns aproape la 3 sferturi din capacitatea care era acum 2-3 ani de zile. Lucrurile au început să se miște, am venit cu investiții în Târgu Auto. Vrem acum și să-l îngrădim pentru ca oamenii să-și lase mașinile și în cursul săptămânii, să creăm facilități, să promovăm acum un site. Toate le facem în ideea de a dezvolta târgul de mașini și să-l facem ceea ce a fost. După noua formulă de calcul a timbrului de mediu, suma de plată va scădea cu 60% pentru Euro 2, 80% pentru Euro 1 și 90% pentru non-euro, ceea ce îi face pe vânzătorii de mașini cu Euro 3 sau Euro 4 să creadă că asta va duce la o creștere a numărului de rable pe străzi. De regulă, cele mai tranzacționate și cele mai cotate mașini sunt Euro 4 și Euro 3. De fapt, ei au și văzut acest lucru și aici au lovit. Aici au mărit excesiv această taxă, la Euro 3 și Euro 4. Deja sunt două articole găsite în lege de către barul avocaților și se va putea da liniștită judecată și banii se vor recupera. Și cei care au mașini matriculate și le vând, persoanele trebuie să plătească taxa, se pare un pic se orientează lumea spre mașina dusă de afară, pentru că automat sunt mai bune calitative decât alte drumuri, alte șosele, alte servisări, alte întrețineri. Mi se pare că sunt mai bine întreținute și atunci lumea optează pentru cele aduse de afară. Încă nu sunt lămuriți 100% cu ce se va întâmpla. De asta Nu știm ce se va întâmpla și vom vedea. Nici cei care caută o mașină second hand nu sunt prea lămuriți în ceea ce privește noua taxă auto. Nu ar ne uităm. Cine v-ar interesa? Un buz. Veni să vă faceți o idee. Exact, și să vedem de prețuri. Ce părere aveți? Nu știu exact sigur despre ce e vorba. Deci chiar nu știu. Nu prea s-a lămurit lumea cu noi. Da. Să apară în monitor oficial și atunci vom vedea exact ce este. O să scoată și o să aducă iară hârburi și o să umplă piața de hârburi. La ce vă gândiți? Nu neapărat la mașini second. Mai micuți, mai... Mai micuți prețurile, da. Mai de oraș, da. Foarte ieftine și tot în cap se duc. În ultima perioadă, cele mai căutate mașini de la târg au fost cele cu motorizare Euro 3 și Euro 4, cu prețuri situate între 2.000 și maximum 4.000 de euro. Noua formulă de calcul duce la o creștere în medie de circa 10% a sumei de plată pentru mașinile Euro 4 și Euro 3. Noutatea este reprezentată de diferențierea ce urmează a fi realizată între mașinile cu propulsoare pe benzină și cele diesel.